Hai noroc și pită unsă și astăzi, ca de obicei, v-am adus la Buziaș, cel mai frumos oraș din Banat, în obor la Uica Mihai, bucătarul blestemat, pofticios, mâncău, nehalit și stricat până în măduva oaselor. Un prieten de-al meu a publicat pe Facebook o fotografie împățișând un dita mai castronul de ciorbă, însoțit de o singură întrebare. La ciorba de burtă se pune și usturoi. S-au strânit atâtea comentarii încât mi-am zis că ar fi bine să vă provoc la un colocviu pe tema burții de vită. Felul ăsta de mâncare provine de fapt din Turcia, unde se numește schembe și a fost adus pe armăsarii de război de către ienicerii cei din vechime. El s-a transformat suferind influențe fie datorită zonei geografice, fie datorită inspirației fiecărei gospodine, dar în esență a rămas aceeași. Genunchi de vită, ciolane dezgolite de carne, se pun la fiert împreună cu foarte puține rădăcinoase, dar mai ales cu țelină, se strecoară zeama obținută în care se fierbe burta. Păi o istorie întreagă cu burta vitei. Burta are 4 stomacuri, practic un stomac făcut din 4 stomacuri, 4 încăperi, fiecare diferită ca textură și ca rol în, cum se numește, în digestia vitelor. Cele mai bune sunt așa numita burtă ciur, cea cu acele romburi pătrățele și cea cu peri fini. Dar, în general, și burta flocăită, cea mai de joasă calitate, se folosește dacă e bine curățată și spălată și albită. Curățarea se face în felul următor. Înmuiați în apă rece burta, tăiați-o în bucăți potrivite în așa fel încât să o manipulați, mai ales dacă provine de la o vită mare. Frecați-o cu sare grânjoasă, cu făină de mălai necernută, spălați-o în multe ape, frecați-o chiar și cu peria, până se albește și dispare mirosul acela de amoniac, de suc gastric în general. E foarte bine să o frecați și cu zeamă de lămâie, mai lăsați-o să zacă în apă cu oțet și fierbeți-o odată așa bucăți mari întregi și aruncați apa aceea de primă fierbere, după care limpeziți-o. Dar în ziua de azi, burta prefiartă, că mi-e și greu să-i pronunț numele, bate absolut tot, gospodinele o au la îndemână, nici nu-i migăloasă, nici nu-i... Așadar, urmați procedura pe care sunt sigur că o știți. Că ce casă e aia unde nu este ciorbă de burtă? Eu am să vă vorbesc despre altceva, o tocană de burtă făcută la crăstolă, așa cum o prepară sârbii sau paorii noștri din pusta arădeană. Și trebuie să faci cam așa. Fierb burta, tăiată pe ce mai mari, iar într-o raină, adică o cratiță cu fundul gros, puneți să se călească ceapă tăiată solzișori, ardei gras, ardei capia, gogoșar, ce aveți din familia ardeioaselor, în cantitate egală cu ceapa, căliți-le bine să se înmoaie, măi aruncați și niște roșii tăiate, mărunt, mărunt, ori cel mai bine date pe răzătoare, faceți o tocană deasă cu dafin, cu cimbru, cu piper și la urmă burta fiartă, răcită și tăiată, bucățele mai mari, dar nu șubiță cât degetul, se aruncă în acea tocană, se lasă să fiarbă și se dege după gust, doar cu puțin mușdei de usturoi strecurat și ardei iute. Mamă, Doamne, și este o bunătate de mâncare pe care puteți să o însoțiți cu cartofi fierți, orgăluște de făină albă, iar eu, odată, neavând încotro, am însoțit-o cu o mămăligă vârtoasă. Bunătatea lumii, ce să vă zic, cum spune vorba aia, să-ți bați copiii, nu altceva. Na, încercați și voi rețeta atunci când vă pică pe mână
burtă de vită de calitate, nu din aia prefiartă cu gust de săpun, și lăsați-mi un comentariu cum a ieșit. Până atunci, nu vă uitați că viața e frumoasă dacă masa e plină și mâncarea gustoasă. Doamne ajută!